Salutare, dragilor! Pentru că suntem în luna destinată doamnelor și domnișoarelor, în această săptămână o am invitată pe Alexandra Doboș, unul dintre cei mai iubiți hairstyliști din Arad. Despre cum să ne păstrăm părul sănătos, dar și despre anumite trucuri și tehnici, ne va povesti chiar Alexandra. Alexandra, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. În sfârșit ne întâlnim și într-un alt fel de cadru. Și eu mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt onorată să fiu aici cu tine. Ești unul dintre cei mai iubiți hairstyliști din Arad. Și cred că ai un mod aparte, ai un stil aparte de a pune amprenta asupra fădoabei capilare, ca să spun așa, și nu numai. Și cred că acest lucru se datorează talentului tău. Și tocmai pentru că ești atât de talentată, vreau să te întreb când ți-ai dat seama că acesta este drumul pe care tu vrei să pornești. În primul rând îți mulțumesc pentru complimente. Mă bucur dacă am reușit să ajung la nivelul ăsta. Am muncit foarte mult pentru asta. Decizia nu a fost tocmai una, a fost mai degrabă practică. Ai avut și susținere, bănuiesc, în acest demers. Da, cum spuneam, decizia a fost mai degrabă practică. Poate ar suna mai frumos, mai pompos, varianta mai romantică, dar cred că am ales în primul rând această meserie pentru un trai mai bun. Provin dintr-o familie mai modestă, care muncește, și de când am fost mică mi-a fost insuflată ideea că dacă o să am o meserie nu o să mor de foame. Da, și practic de aici a început totul. Deci practic a fost primul lucru care ți-a adus și niște bănuți. Da, până la bănuți a fost mult, a fost cale lungă, dar cu gândul ăsta am început. Tatăl meu m-a înscris la cursul de coafură înainte să termin clasa a 12-a. Practic am terminat cursul de coafură odată cu clasa a 12-a, cu bacalaureatul. Apoi am început practica în domeniu, dar nu a fost totul atât de roz cum poate îmi imaginam sau vedeam la alte colegi de ale mele. A fost mai greu. Am și renunțat la un moment dat pentru că nu aveam bani să fac nimic. Practic mergeam acasă pe jos ca să nu plătesc tramvaiul. Da, și am renunțat pentru că mi-am dat seama că nu, fără bani, fără niște cursuri un pic mai avansate, nu o să pot să ajung să fac mai mult. Așa că m-am angajat la mall. Am lucrat câteva luni ca să-mi adun niște bănuți pentru cursuri de specializare și apoi am mers la cursuri și mi-au dat încredere în mine că sunt pe drumul cel bun. Tatăl tău, ai spus că a fost cel care te-a susținut și cred că face asta în continuare. Da. Și uite, pe această cale cred că este momentul potrivit, poate cel mai potrivit, să-l salutăm și să-i mulțumim, da, că te-a susținut și că a fost alături de tine, pentru că tu astăzi ai o activitate extrem de frumoasă. Ești căutată, ești apreciată de către doamne și de către domnișoare. Dar uite, că vorbeam mai devreme despre cursuri și despre faptul că trebuie să fii mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Cât de importante sunt cursurile? Cursurile sunt cele mai importante. În primul rând că îți dau încredere în tine. Te pun la curent cu noile coafuri, tendințe. Noile tendințe, exact. Și asta te ajută, pe lângă faptul că cunoști foarte multe tehnici, te ajută să cunoști și oameni de la care ai foarte multe de învățat. Da, exact. De la orice curs, de la orice persoană, consider că ai câte ceva de învățat. Poate și un lucru rău te poate ajuta să evoluezi. Poate să nu-l faci.
Categoric. Tu acum ești în perioada în care promovezi un curs, un curs al tău. Și vreau să vorbim puțin despre asta. În ce constă el? Da, în sfârșit am reușit să ajung la nivelul ăsta. Îmi doream de foarte mult timp să predau un curs. Doar că timpul și munca de salon nu mi-a permis chestia asta. Aveam foarte mult de lucru, lucram de dimineața până seara, știi și tu. Dar acum am reușit în sfârșit să-mi pun ordine în lucruri, ca să zic așa. Și dacă până acum făceam și vopsit și tuns, momentan sunt doar pe coafură și, bineînțeles, vreau să fac și cursuri. Cel mai recent curs, adică o să am în curând un curs, Wedding Maestro se numește, e special pentru persoanele care lucrează deja în domeniu și vor să se perfecționeze pe coafurile de nuntă de mireasă. Deci este un curs de perfecționare. Da, de perfecționare. Momentan am ales să încep cu un curs de perfecționare pentru că se apropie vara și sunt multe persoane care și-ar dori să aprofundeze mai mult aceste coafuri. Iar pe viitor probabil o să fac un curs și basic. Cei care ne urmăresc și ar vrea să participe la acest curs, unde ar putea să te găsească? Cum ar putea să ia legătura cu tine? Pe Instagram, Alexandra Doboș în special, pe Facebook. Când se desfășoară? Momentan avem o grupă weekendul acesta, dar grupa este plină. Și voi anunța următorul curs, pentru că au mai fost doritori, doar că data nu era foarte bună pentru ei. Așa că puteți să mă urmăriți pe Instagram să vedeți următoarea dată pe care o vom alege. Cu siguranță așa vom face. Dar uite că vorbeam mai devreme despre coafiuri. Cum ne alegem coafiura potrivită? De ce trebuie să ținem cont? Sau nu știu, atunci când mergem la salon și vrem să ne tundem sau poate să ne vopsim, sunt anumite reguli pe care trebuie să le respectăm? Da, aici este un subiect destul de elaborat, dar în primul rând, atunci când alegem o coafură, trebuie să ne gândim la ce eveniment mergem, cum ne îmbrăcăm, care este stilul nostru vestimentar, unde se desfășoară evenimentul, dacă se potrivește sau nu coafura. De exemplu, la coafurile de mireasă sunt mai multe elemente după care ne ghidăm, cum ar fi voalul, rochia, dacă este sirenă, dacă este mai extravagantă, dacă este mai încărcată. Până la urmă îți întrebi miresele sau le rogi să-ți arate și rochia de mireasă? Da, în principiu cam tot ce ține de păr are legătură cu personalitatea omului. Categoric. Și dacă vrem să ne tundem sau să ne vopsim? La fel. Are foarte mare legătură cu stilul nostru de viață de zi cu zi. Dacă ne îmbrăcăm mai sport, mai casual, dacă ne place să fim mai aranjate în fiecare zi. Tunsoarea are legătură și cu timpul nostru liber în care, de fapt, dacă avem timp să ne coafăm sau nu. Deci trebuie să ținem cont de foarte mulți factori și tocmai de aceea cred că este bine să alegem un specialist. Exact, când, da. Luăm această decizie. Da, clientele când vin la mine îmi spun, adică înainte să luăm o decizie, avem o consultanță și acolo eu îmi dau seama ce i s-ar potrivi sau nu și eu vin cu propunerea, dacă clienta acceptă, facem ce am stabilit. Perfect. Ce stil te reprezintă? Cred că mă reprezintă stilul minimalist. Simplu, îmi plac foarte mult lucrurile simple, de efect, detaliile, accesoriile care fac diferența. Cred că simplitatea e cea mai frumoasă, dar și cea mai grea de pus în practică. De ce spui asta? Există niște tehnici diferite? Nu
nu neapărat, dar de obicei atunci când încercăm să fim mai simpli, e foarte alunecoasă nișa aia de la simplu la complicat. Da, categoric. Și tocmai de aceea, uite, și în acest domeniu, cred că de asta îmi doresc foarte mult să punem accent și pe partea de cursuri și pe partea de specialiști, pentru că părul crește într-adevăr, dar nu, poate nu crește chiar atât de repede precum am dori și trebuie să ne alegem oamenii potriviți pentru ceea ce ne dorim să facem. În ceea ce privește părul, cum reușim să avem un păr cât mai sănătos? Pentru că asta cred că ne dorim toate. Da, în primul rând ar trebui să ne găsim specialiști. Și când spun specialiști, mă refer la oameni care sunt în domeniu, care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și cu care te înțelegi. Să încercăm să nu schimbăm coafeza în cazul de față. Dacă, nu știu, astăzi nu ne-a stat șuvița cum am vrut noi, pentru că cu siguranță, dacă de obicei nu se întâmplă chestia asta, înseamnă că doar așa s-a întâmplat. Trebuie să fim constanți, să ne alegem cu grijă persoanele la care mergem și să avem încredere în ele, să folosim produse de păr, hidratante, ulei de păr. Aici cred că este foarte important să ne dai mai multe sfaturi, pentru că în general poate nici nu știm să ne alegem produsele așa cum ar trebui. De ce trebuie să ținem cont? Care sunt regulile? Da, asta e destul de complicat să răspund la întrebarea asta, pentru că e clar, în funcție de fiecare tip de păr și fiecare persoană, în funcție de ritualul pe care îl are fiecare persoană, dar în principiu ar fi indicat să folosim măcar o mască de păr hidratantă, un ulei de păr, un spray de protecție atunci când folosim produsele care ar putea dăuna. Da. Astea trei sunt cele mai importante, iar apoi în funcție de părul vopsit, scurt, lung, mai apar alte particularități. Da, uite, este bine de ținut minte. Știu că tu mergi la foarte multe cursuri. Tocmai de curând ai fost la un curs și te-am urmărit. Și plecând de la această idee, vreau să te întreb care este diferența dintre industria noastră în acest domeniu și industria din străinătate? Este o diferență foarte mare, mai ales că eu am fost la un curs cu o tipă din Rusia. În Rusia lucrurile stau total diferit și trendurile apar mult mai repede decât la noi. Eu mă inspir foarte mult de la ruși. Aici ne ajută și social media? Sunt da. Foarte activă acolo? Da. Social media e oricum foarte importantă. Coafura e o artă, iar arta e dezvoltare. Și mie îmi place întotdeauna să învăț de la cei mai buni și să mă documentez în fiecare an despre noile tendințe pentru a le pune și eu în practică la mine în salon. Și faci asta cu brio. Vedem că ești foarte, foarte activă și uite că vorbeam de social media. Crezi că te ajută? Nu cred, sunt sigură. Sunt sigură. Este o formă foarte ușoară de a te promova, ieftină, adică gratis, de fapt, aș putea spune. În ziua de azi, oamenii nu mai merg pe stradă și își aduc aminte că trebuie să se tundă și intră la primul coafor pe care îl întâlnesc în drum, ci își aleg cu mare grijă persoana la care merge să se tundă sau să se coafeze și social media, cu siguranță, ne ajută să ne promovăm, să ne cunoască lumea și ne putem promova exact așa cum vrem noi să fim văzuți. Foarte bine punctat. Și uite că sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc și sunt și tineri care poate sunt pasionați de acest domeniu. Care sunt sfaturile tale pentru ei? Să nu renunți niciodată. Chiar dacă începutul este promițător,
probabil primele luni nu au de lucru, să nu renunțe, să nu se dea bătuți, să investească în ei, pentru că e cel mai important lucru să investești în tine, în cursuri, în produse. Practic asta te face mai bun decât celălalt. Așa este și uite că din păcate ne îndreptăm spre finalul emisiunii și te-aș ruga să ne transmiți un mesaj, să transmiți un mesaj pentru cei care ne urmăresc. În primul rând vreau să-i mulțumesc tatălui meu care m-a inițiat, m-a înscris la cursul de coafură. Practic datorită lui am ajuns aici. Chiar dacă el atunci spera să am de lucru cât să-mi câștig existența. Uite că astăzi faci o treabă. Da, am ajuns la un nivel la care nu aș fi sperat și probabil nici el. Îi mulțumesc din suflet pentru că m-a educat cum m-a educat atât de bine. Iar clientelor și celor care ne urmăresc să-mi pășească pragul la cursuri, dacă sunt în domeniu sau vor să înceapă să lucreze în domeniul acesta, cât și sâmbăta la coafuri. De fiecare dată când au nevoie să strălucească. Exact, da. Alexandra, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și mă bucur că am reușit să te conving să ieși din zona de confort, pentru că faci o treabă foarte frumoasă, ești acolo în top, cum spun eu de fiecare dată. Mulțumesc frumos. E foarte greu pentru mine să vorbesc despre mine. Nu am fost obișnuită. În general, îmi place să ascult clientele, să ascult pe ceilalți din jurul meu. Atunci când e vorba de mine, sunt un pic mai uite că rezervată. De asta sunt eu aici. Da, da. Astăzi. Se pare că astăzi mi-am depășit limita. Da, și îți mulțumesc tare mult că ai răspuns afirmativ invitației mele. Îți doresc mult succes și frumos, la fel. Uite, poate într-o viitoare emisiune o să o luăm și pe micuța ta Freya, da, alături de noi. Cred că și ea de fapt este un susținător al tău, exact, la fel cum este și soțul tău, da, și întreaga familie. Așa este. Am o familie minunată care mă susține și stă acolo în spatele meu mereu. Asta este cel mai important și uite, mi-a plăcut foarte mult că în finalul emisiunii, când te-am rugat să transmiți un mesaj, l-ai pomenit pe tatăl tău. Da. Ai pomenit de fapt omul care te-a susținut și a crezut în tine încă de la început și cred că el în continuare face acest lucru și cred că este foarte mândru de tine, de voi și de ceea ce faceți. Da, cu siguranță. Hai că am reușit și să te emoționez, da, da. Dar mă bucur tare mult că, uite, ai reușit să te deschizi atât de frumos în fața noastră și îți urăm mult succes pentru că, repet, face treabă minunată. Mulțumesc frumos. Sunt onorată.